Bună dimineața! Suntem iarăși împreună și bem o cafeluță bună de la prietenul Mihai Mincă, celebrul portar de la Kishvarda din Ungaria. Mi-a trimis pe buymeacoffee.com/nicubendea o cafea. Că nu ne mai putem vedea de atâta vreme să ieșim undeva la o cafeluță, la o poveste, la o bârfă din fotbalul românesc. Sănătate multă tuturor, clopoțelul a sunat și aici v-ați adunat. Cine-i de vină că a sunat clopoțelul? Bineînțeles, cum ar zice Klaus Iohannis, PSD. Nu, de vină suntem noi toți, pentru că voi v-ați abonat și eu postez zilnic, de luni până vineri și poate și sâmbătă, câte ceva aici pe canal. Ora 10, bună dimineața, cafeaua se bea ca să ne treacă greața. Da, destul cu versurile, că deci nu sunt Mircea Dinescu, nu sunt Mircea Dinescu, nu sunt Mama Omida, simplu Nicu Bendea, care vă spune ceea ce știți și voi deja, dar trebuie să discutăm. Suntem sau urmează să fim în valul 3 al pandemiei, valul 3. Mă, anul ăsta am ținut-o tot în valuri, am făcut valuri. Pe vremuri ce ziceam când ne mergea bine? Bă, sunt pe val. Acum când îți zice cineva, bă, suntem pe valul 3, nu știu dacă mai apuc să fac pluta, vai și amar de noi. Vai șamar de noi. Dar în China, uitați-vă în China. În China, de unde a izbucnit focarul, de unde a pornit epicentru, în China. Lume multă pe străzi, lume multă pe stadioane. A câștigat Oleroiu, înțelegi? Olivera și o dorință să-mi duce echipa în ligă, ticata ca Barcelona. Oli a câștigat campionatul sau cupa acolo în China, stadionul plin. Stadion, apropo de fotbal, felicitări juniorilor, celor sub 21 care au făcut un egal de excepție cu Alicii Ilie Dobre, un egal de excepție la Plășcuna de Marca și au reușit să se califice la anul la campionatul european de tinere speranțe. Acum nu știu dacă s-a ține și ăla din cauza de valul 3, 4 sau 15, dar felicitări, bravo, Nea Adi Mutu. Multă lume a zis că, mă, Mutu nu e antrenor. Sau, uite, Mutu e antrenor. A făcut ce a trebuit și s-a calificat echipa. De asta zic și lui Mișu Mincă. Mulțam de cafea. Are și firmă de impresariat acum. Fii cu ochii pe tinerii ăștia. Du-i până campionate tari. Nu numai atât până Arabia Saudită, până Emirate, până nu. Du-i și tu la o echipă serioasă. Cu firma de impresariat. La... până Anglia, până campionate tari. În Germania, în Italia. Avem jucători buni. Dacă ar fi să exportăm politicieni, nu i-ar primi nici în Burkina fasole. În Burkina fasole. Nu i-ar primi nici acolo. Da. Plouă și urât, de vină este PSD. Mă, o atmosferă, am ieșit ieri la niște cumpărături așa minimale, de o jumătate de plăsuță, plăsuță rețineți, nu plasă, nu. Și o vreme urât așa, o vreme ploioasă, o vreme, și am văzut o mașină cu cornițe de ren în trafic. Nu vă spun din ce județ era șoferul sau, mă rog, numărul plăcuța de înmatriculare, că o să râdeți și mai tare și nu vreau să ajungeți în valul 4 al râsului. Și așa m-a apucat o nostalgie. M-am uitat peste drum, în toți copacii se puneau luminițe. Nu mi-a avea târg de Crăciun, dar măcar în Cluj-Napoca o să avem ceva luminițe de sărbătorile astea de iarnă. În București, domnul Ciuciucu de la primarul de la sectorul 6, primarul de la sectorul 6 a zis că el nu pune nicio luminiță, ține de bani și așa mai departe. Apoi, totuși, un pic de atmosferă de sărbători ne-ar trebui. Nu mai vor fi sărbătorile cum le știam noi, cu târguri, cu vin fiert, cu adunat, cu cânta, cu... nu. Măcar să vedem acolo o luminiță. În 96-2000 se promitea luminița de la capătul tunelului. Acum nu mai avem nici tunel. Dar pe cum să avem luminiță, da? Plouă și urât, zvon de colinde, COVID. Nu știu ce e. Și am înțeles că Hrușcă nu mai colindă live în România, nu pleacă din Toronto, ci o să facă un podcast cu Fuego. Fuego, care o să își schimbe hitul lui Mă podobește mamă Bărădu, o să-l transforme în Mă podobește mamă Rutelu, să țină netul, să poată să ajungă amândoi în casele noastre cu colindele lor. Ar fi frumos un duel de colinde. Hrușcă cu chitara din Toronto și Fuego cu microfonul s-au bătut în pietre prețioase să ne cânte. Da, nu o să mai avem concerte live de colinde. De vină, PSD. Că a ieșit aseară președintele Iohannis. A zis două, trei chestii de astea minimale și după aia a început să dea în PSD.
ci că și soția sa, doamna Carmen, a zis, băi, nu știu ce să fac, azi mi-au lipsit copiii de la școală online, pe cine să dau vina? A zis Carmen, a zis că e să mai destănuie și e să mai plânge președintelui, la care Iohannis a zis, de vină e păsă de... Da, da, uite-te și tu, nu știu, s-a tăiat maioneza. Că mai face câte o maioneză și doamna Carmen, chiar dacă soțul său nu face mare brânză, ea mai face câte o maioneză. Klaus sau Verni, mi s-a tăiat maioneza. Bagă și accent de engleză, că e profă de engleză. Mi s-a tăiat maioneza. Cine-i de vină? De vină este PSD. Dar cine a făcut mizerie în casă? PSD. De unde PSD? Că numai tu ai intrat cu papucii tăi 47, plin de noroi, să-ți fie rușină. Pasa, da. Pe toate dăm vina pentru PSD. Oare și pentru faptul că noi suntem pe ultimele locuri în UE la consumul de carne de pește, tot PSD-ul e de vină. Cum să fie de vină PSD? Pentru asta chiar nu-i vină PSD-ul. Că domnul Dragnea fie sănătos acolo unde îi, alături de domnul Ciolacu, prindeau la știuci cu Grindeanu în barcă. Acest macho man dâmbanat. Grindeanu, cocotat de pe centura politice. Grindeanu. Prindeau la știuci ca să ne dea nouă poporului român. Făcuse cu daia programul Tomata și Oaia și urma să ne dea și pește. Deci... nu este de vină PSD-ul. Acum mai prind câte un pește interlopii. Noi ce pește să mai prindem? Interlopii mai prind câte un... Mă rog, poliția specializată ar trebui să prindă pe pește care sunt interlop, dar no. Poliția e ocupată, nu știu ce făceau și ei, jucau table. Cum e asta, domnilor, doamnelor și mai ales domnișoarelor? Cum e asta, mă? Ziua în amiaza mare să jefuiască un tip o bancă în 10 secunde cu un bilețel vis-a-vis de sediul poliției, numai în România, și nu cred că e de vină PSD-a. Deja sunt 10 secunde, am citit știrea de vreo două ore așa la început și am zis, bă, nu e în Ardeal, numai în București. În București e pe rapiditate moșu, înțelegi, pe rapiditate, deci în 10 secunde, dacă ar merge un jefuitor ardelean la o bancă ardeleană din Ardeal, în 10 secunde n-ar apuca nici să intre. Vă dați seama, ar intra... hoțul și-ar fixa bine masca, s-ar dezinfecta de două ori pe mâini, s-ar uita în stânga-dreapta, ar saluta pe toată lumea, s-ar gândi de două ori, mă, s-o jefuiesc, sau mai bine mă apuc de lucru. S-ar duce acolo la ghișeu, domnul, că dragă, pune-mi aici 100 de milioane, că ești tare faină, pune-mi 100 de milioane, că aveți destule, dă-vă încolo. Și apoi după aia să zică domnișoara, doamna casieriță, zice, ți-oi pune banii, dar dă și tu o cafea. Cam ești umincă pe buymeacoffee.com/nicubende, unde vă aștept cafelele și vă mulțumesc anticipat. Dacă nu primesc cafele pe buymeacoffee, știți cine-i de vină? Ați zis, de vină e PSD. Măi, m-a amuzat, dar m-a și întristat știrea. Peste drum de bancă poliția și ăsta agresorul, dar băiat deștept. Băiat deștept a dus un bilețel la doamna de la ghișeu și scria pe bilețel. Dacă nu-mi dai banii, nu mai ajungi azi acasă. În prima fază a citit domnișoara și a zis, zice, bă, dacă mă scoate ăsta la mall, la shopping, dar s-a uitat, era un pic cam hotărât omul și i-a pus 10.000 de lei, du-te cu Dumnezeu. Și omul s-a dus. Vedeți cât au evoluat și infractorii. Știu să scrie frumos de mână, că nu era bilețel de el scris în Times New Roman de 12 și scos la imprimantă. Era scris frumos cu mâna. Dă bănuții ca să nu te sperii nuții. Au evoluat infractorii, domnule. Trebuie să zice că suntem analfabeti funcțional, că școala română nu-și mai face datoria. Își face datoria. Un scris citeți, un scris frumos, că dacă era scris de el la urât, ce zicea casierița? Nu știu ce ai scris aici pe bilet, ce să vrei să faci, retragere sau depunere? Mă duc până la farmacista din colț să-mi traducă. Nu, a scris frumos. Dacă vrei să mai ajungi acasă, pune banii aici. Fata s-a conformat. Toate au fost bune. Agresorul, nici măcar agresorul, jefuitorul a plecat în liniște și pace. Peste drum, poliția română, un sediu al poliției române, probabil că cei de acolo aveau dosare grele. Sau jucau table cu ceva interlopi. Numai în România și numai din vina PSD, măi Clause, Iohannise, un pic este și din vina te. Te am folosit cuvântul ăsta maghiar pentru că el a început odată tema asta.
de a zice ceva împotriva PSD-ului, țineți minte, nu, cu eu nu pot păsa, da. Acum vă zic și eu la revedere fanilor de pe YouTube. Mulțumesc de urmărire, să avem și zile mai bune ca astea. De acum, nu știu, mă, parcă e o zi ca alta. N-ați observat? Din rău în mai rău. Dar rămânem optimiști. Mâine joi, păi mâine e vineri, intrăm iar în weekend. Mai durează un pic și avem alegeri. Și ce s-o alege de noi? Aflați aici pe canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. O zi superbă!